plecam pe ogor și mai dăm o tură de prașile. După aceea, când aproape soarele s-a sfințească, ne întorceam acasă, ne întâlneam cu vecinii, dacă era adunare, ne întâlneam la adunare, cântam niște cântări, stăteam până târziu, apoi ne întorceam acasă, mâncam semințe de bostan până ajungeam cojile până la ouă piciorului câteodată, discutând despre toate lucrurile, după care, sătui de ziua respectivă, mergeam în fânul Tanstandolei și ne culcam în fânul de acolo și dormeam. Dimineața la 5 eram fresh, în picioare abia așteptând. Și noi întrebăm șocați, toate astea în 24 de ore? Da. Da, și atenție, fără mașini de spălat automat, fără robot de bucătărie, fără apă din perete, fără o grămadă de facilități pe care le avem noi ca să ne economisească din timp. Și la momentul actual, cu toate astea, și bogați și săraci, se plâng de lipsă de timp. De ce? Timpul e scurtat.